Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Project Base, alături de mine, Andreea Reve. Îi am astăzi cu mine pe doi invitați de la Acting Studio. Ce faceți? Cine sunteți? De ce ați venit aici? Cum vă numiți? Cine începe? Care este mai vorbăreț? Amândoi, da. Hai, începem cu Nicoleta. Bine v-am găsit. Mă bucur că suntem aici cu voi, cu tine. Numele meu este Nicoleta Petcu. Ok, încântați de cunoștință cu toții. Așa, și sunt acting coach. Da. Ceea ce este destul de nou. Da, o să intrăm puțin în denominațiunea asta, să vedem cât de reticent a fost publicul românesc la această rețetă. Exact. Și dumneata, ce cauți? Eu am primit un mail. Bine v-am găsit, mă numesc Alexandru Victor Nemțeanu. Mulțumim că ai venit. Mulțumesc că m-ați primit și sunt actor, cea actor. Mai mare parte. Ok. Bun, deci învățăcelul și învățătoarea. Doamna îndrumător, practic, am putea să zicem, la coach oarecum. Da, cumva, cam asta înseamnă. Este o foarte mare diferență între coach și regizor, n-are nicio legătură. Uh-huh. Regizorii în general apelează la un acting coach dacă au nevoie pentru un actor să fie mai trainuit și el nu are timp să facă lucrul ăsta. Da, cum se diferențiază sfera voastră? Cum ați aportat voi proiectul vostru, studioul vostru, Let It Go Acting, de celelalte de pe piață? Este un studio ongoing, uh-huh. Adică, practic, noi nu l-am întrerupt de, nu știu, cred că sunt vreo 4 ani de zile de când facem constant chestia asta. Nu există module aici. Există posibilitatea actorului de a veni și a se trainui pentru un anumit personaj pe care trebuie să-l dezvolte. O poate face în studio fără niciun fel de problemă, îi se alocă un partener de scenă și atunci poate să-și repete. Și sub îndrumarea mea de acting Firește. Coach, da. O să mă ajungă să fac acel rol cât mai aproape de realitatea lui. Da, iar pentru că nu e în studio, am observat pe website-ul vostru că sunt chiar și conferințe pe Zoom, prin care încercați să oferiți îndrumare într-un fel sau altul. Știu că nu e același lucru, dar e bine că ați găsit totuși o alternativă. E un pic mai complicat, dar la Zoom am încercat să aducem oamenii din afară, din state, actorii să facă cunoștință cu directori de casting, la care ei nu puteau să ajungă și atunci prin cadrul Let It Go Acting Studio au reușit să ajungă către ei. Deci implicit oferiți cursanților acces la practic toată comunitatea exclusivistă cu care vă afiliați voi. Cum ai zis, director de casting, deci au și aceste beneficii. Cumva e gândit ca un hub. Adică se întâlnesc actorii, se pregătesc și așa mai departe, dar există, organizăm și showcase-uri, unde cam cei mai mari directori de casting din industria noastră vin și văd actorii lucrând o scenă pregătită, nu știu, câteva săptămâni înainte. Am înțeles. Tu, spre exemplu, în ce context ai ajuns la Let's Go Acting Studio? Ai ajuns precum cursant prima oară sau voi ați fost de la început cu conceptul? Nu, eu am ajuns când atelierul exista deja. O prietenă mi-a povestit că are o altă prietenă care aduce niște... Cățelul lui vecina lui. Exact, adică... cumva și de nișă, adică nici nu primim pe oricine și de asta. Da. Da, povestim și de interviu pe care l-am avut după aia. Este o... O prietenă mi-a spus că are o prietenă care organizează, are un atelier de actorie și mi-a spus că este pe model acting studio, ca în LA, ca în New York. Deci după rețeta americană și chiar și britanică am văzut și UK și state. Da. Ok. Da, și evident că m-a atras. Eu eram destul de la început oricum și... i-am zis, da, mă rog, a spus că prietena ei care are studio organizează și workshop-uri. Și tocmai organizau primul workshop cu coach din Germania, un acting coach, un profesor, actor, a predat, mi se pare, a colaborat și în Londra, la RADA sau nu știu de a predat. Colaborează în continuare, da. Da. Ce tare. Și am zis, da, normal că vreau să vin și așa am ajuns în atelier undeva. Workshop a fost... la sfârșitul 2016 și după aia m-am alăturat regulat atelierului la începutul 2017. Și tu ai manifestat practic un interes și ei te-au
perceput ca atare, așa, s-a legat oarecum... Da. Da. A fost un interviu în prealabil, pentru că... Așa, să vedem interviu cum a fost, dacă tot zice, tot v-am uzat voi atât de cofios pe interviul ăsta. În primul rând, l-ați recrutat ea? Toate interviurile sunt cumva live, eu sunt partea tehnică. Ok. În același timp trebuia să mă ocup, că făceam și mă ocupam și de acest workshop, masterclass, total diferit de altele. Și pentru că nimeni nu înțelegea ce vreau să fac și era ceva nou, a trebuit să fac eu. Și da, implicit interviurile le-am făcut eu. Eram undeva într-un magazin și am încercat să discut cu actorul de lângă mine că în acest workshop este necesar să dansezi, okay, înainte de absolut orice. Și el a fost foarte politically correct, ca să zic așa, și mi-a spus că este amputat de dans. Datorită faptului că are dansul amputat sau ceva de genul ăsta, exact. Oricum i-am auzit amputat. Și în momentul ăla am zis ok, zic că nu este niciun fel de problemă, o să vedem cum... Eu mă gândeam deja la rampă, mă gândeam la rampă de urcare, mă gândeam la wheelchair, mă gândeam la faptul că nu trebuie să fac nicio diferență vis-a-vis de niciun actor, oricum ar fi el, că nu are picioare, asta este. Adică să... tu ai încercat acolo, știi, să-ți menții calmul, să fii și de după care... Vă cunoașteți. El a încercat la un moment dat să zică nu, dar stai că nu te dacă nu poți să mergi, nu e niciun fel de... Eu o țineam la anga. Că nu, că nu-i problemă, îl menajai, cred că... Da, cum să nu-l primim? Toată lumea este egală, nu există așa ceva. Atâta timp când vrei să faci actorie și vrei, exact, să faci chestia asta, pentru mine este un mare salt. Exact. El nu avea cum să facă saltul din... propriu zis, știi? Dar mie, de fapt, mi-a fost rușine să spun că nu dansez. Și da, că nu... și ai găsit tu o formulă. Și am zis, dacă o fac sub formă de glumă, poate merge. Poate scapă de dans, da. Da. Ce nu, n-a avea cum să scape de dans și oricum oricine vine în studio categoric o să fie în prisma unui interviu, dar dansul nu este exclus. Ok. Adică, adică și în cazul în care eram în scaunul cu rotile, cumva tot mă învârtea cineva și dansam. Adică, totuși, din ce am văzut, determinarea ei era practic până și dacă poate suferea o tragedie de genul, ea tot voia să te antreneze și practic să valorifice potențialul tău. Adică este fain că se vede că ești coach, ci nu neapărat o școală unde omul vine, se școlește, tu îi oferi un serviciu, el îți dă banul. Adică e, da, știi, nu. E ceva diferit și mi s-a părut. Și mă rog, oricum, reacția pe măsura, știi, interviului, care e așa mai nonconformist. Mi-a plăcut că ai zis că ești o persoană tehnică, deci încerci poate în feluri cât mai nonconformiste să-i descoperi. Nu, da, știi? Da. Obligată de împrejurări. Acum să ne legăm puțin de activitate, pe lângă că tot ai menționat atelierele astea de scriere creativă, am văzut că aveți acolo alte workshop-uri și în scriere de scenarii pentru uz comercial, toți scenarii creative. Da. Am mai văzut și corporate acting. Da. Lucruri care mi-au stârnit așa curiozitatea. Corporate acting, care mai era? Învățăm oamenii din corporație să fie mult mai umani, pentru că este nevoie în momentul acesta de umanitate, mai mult decât oricând. Și cu ocazia asta învață să și vândă. Adică... dacă ești mai vulnerabil, acum înainte știam că trebuia să fim foarte tari și pe poziție și să nu fim vulnerabili, exact, ceea ce este total greșit, da? Pentru că de fapt și de drept vulnerabilitatea este o forță și trebuie să o folosești. Voi practic, care mai era, self-tape services? Da, avem. Se referă și... tot pentru oamenii care își înregistrează ei, da, podcasturile lor? Au un rol, de exemplu, okay. Au un rol, n-au cum să filmeze. Au nevoie de îndrumare, apropo de coaching, ca să iasă rolul respectiv și au o oră de lucru cu mine, după care există self-tape-ul în sine. Ah, ok. Pe care îl prezintă el mai departe către directorul de casting sau producătorul care i-a cerut acest serviciu, da, actorului. Da, asupra ăstora de om, mi s-au părut așa mai interesante corporate acting și asta din urmă. Da. Voi... îmbinați oarecum și niște cursuri de dezvoltare personală, consiliere psihologică în toată activitatea, pentru că le luați pe de-a întregul, așa pare, nu doar... Fără să vrei, da. Când faci actorie, lucrezi cu tine. Da, exact. Și fără să vrei, faci, reușești să te dezvolți. Deci astea merg mână-mână. Da. Nu se poate fără.
Și atunci, automat, că, da, nu suntem, adică nu, asta consiliere psihologică nu, dar actoria în sine, da. poți să te refaci sau să te pui pe picioare prin prisma actoriei, deoarece, așa cum Shakespeare spune că întreaga lume este o scenă și noi jucăm roluri. Exact. De fapt și de drept, noi jucăm roluri și când mă duc să cumpăr ceva, îmi iau un personaj, când mă duc exact. Să plătesc ceva, iau, pe când sunt mama, sunt personajul mamei, când sunt... Și tot așa. Da, așa este. Și atunci te descoperi pe tine și fără să vrei, actoria te duce pe niște culmi de dezvoltare personală. Exact. Și ai spus totuși că diferențiația asta, oarecum sfătuim, da, dacă există o problemă, de așa natură, da. Dacă există o problemă, lucrăm și cu psihologii, adică dacă nu ține de mine, categoric îl trimit mai departe unde da. Trebuie să facă o consiliere psihologică. Da, adică e o delimitare pe care o faceți și de care sunteți conștienți da. Și nu intrați da. În sfere în care poate nu e expertiza la nivelul vostru de experiență. E adevărat că toate exercițiile de actorie și tot ceea ce facem noi prin Fear and Blocks, toate exercițiile acelea sunt foarte dure și atunci toate workshop-urile da. Și atelierul în sine este foarte, foarte dur. Dar în același timp e revoluționar că te schimbă ca persoană. Adică te aduce la tine, nu că te schimbă ca persoană. Exact, că îți accesezi vulnerabilitățile de care ziceați voi mai devreme. Mm-hmm. Nu știu dacă este adevărat, eu am auzit din mai multe părți că atunci când ești actor, practic, și mai ales când ești foarte vulnerabil într-un rol, tocmai acela este rolul pe care ar trebui să-l alegi, pentru că poți să găsești un corespondent inclusiv în viața ta, ceva ce ți s-a întâmplat ție, și accesezi atunci pe scenă și în același timp îți depășești trauma ta sau suferința ta, dar și aduci la viață un personaj. E adevărat pe principiul ăsta așa lucrați și voi sau habar n-am? Actoria mai... înseamnă real, înseamnă adevăr. Da. Actoria nu înseamnă minciună, nu înseamnă să te prefaci. Asta este. Și atunci trebuie să te folosești pe tine în toate ipostazele respective. Exact. Deci, da, te aduci pe tine tot timpul în rolul respectiv. Trebuie să găsești acea parte de care tu vorbești în tine. Exact, și în tine e legătura asta, da, practic. Da, și da. Mi-a plăcut că ai zis între a te preface și a juca, practic, act play, adică sunt niște noțiuni diferite și se vede că voi lucrați și cu influențe din afară, pentru că ați acordați, așa pare, importanță, știi, chestiunilor ăsta de detaliu. Da, ești tu în situația respectivă, exact. Nu aduci situația la tine. Exact. Despre asta este vorba și atunci lucrezi cu tine dinăuntru în afară. Voi la ce metode apelați atunci când instruiți, când pregătiți actorii? Ce eu așa mai populare? Sau... Eu m-am trăinuit... Da. Eu n-am voie să mă ating. Eu m-am trăinuit vreo 3 ani de zile în metoda Ivanei Ceabac. Ok. Care este la bază, care are la bază Stanislavski, Constantin Stanislavski. Ea a reușit să o aducă și să o facă foarte organică și este foarte tehnică. Uh-huh. Așa, după care mentorul meu principal, care are legătură și cu life coaching-ul cumva, este Bernard Hiller, care okay. este un top acting coach din state, este acting coachul lui DiCaprio, lui Charlize Theron, wow. Cameron Diaz, Billy Crystal. Da. Și voi păstrați legătura? Adică da, da, da. Ce tare. Chiar am avut acum două săptămâni. Da, da, acum 2 săptămâni l-am avut invitat pe Zoom, pentru că uite, asta e partea bună a Zoom-urilor. Nu poți să faci actorie pe Zoom. Deci nu poți, dar poți să te să creezi poți o rețea de legături. Da, da. Da. A, așa. Cam astea sunt. Ei sunt mentorii mei. E adevărat că am mai studiat și cu Eric Morris, care este unul dintre cei mai în vârstă acting coach în state, de la care am învățat o grămadă de lucruri. Apropo de toate exercițiile de Fear and Blocks, au la baza, el le-a făcut. Uh-huh. Da, și am încercat să aducem rețeta americană. De fapt, nu am încercat, chiar am adus rețeta chiar americană. Chiar ți-a adus-o, propriu-zis. Pentru că eu am trăinuit câțiva actori care au fost nominalizați la premiile GOPO și... Știu că urma să zic acum că nici cu voi nu mi-e rușine. Vă ziceați de dânsul cu Leonardo DiCaprio, cu Charlize Theron, etc., dar și voi ați pregătit, ai pregătit oameni pentru serialul Umbre de la HBO. Da, pe iar m-am pregătit. Pe tine. Am mai pregătit pentru Umbre, da. Las Fierbinți de la ProTV, Sacrificiu, Antena 1. Da, Alina Florescu din Sacrificiu a fost trăinuită și cumva eu am văzut-o pe ea, am făcut cunoștință cu ea într-un bar
ce random. I-am zis că ar trebui să fac actorie pentru că are Hollywood cheekbones. A, ok, deci da. Că are practic construcția de trăsăturile. Da, da, are da, o satura da. Pentru camera, adică o place camera și într-adevăr e o persoană foarte frumoasă. De aici am trăinuit-o să ajungă la școala de, facultatea de actorie una. Deci, da. Adică pur și simplu să se perfecționeze da, ea. Da, da. Pentru că și-a dorit foarte tare, a vrut să intre, a intrat printre primii acolo, după care a revenit în studio și din studio către sacrificiu și de aici s-a lansat. Ce tare! Da, da, foarte tare! Da. Și mai păstrați legătura, adică... Relativ, da, ea e foarte ocupată și... S-a lansat acum și... Da, este normal. Da, este normal. Am văzut și alte filme, precum Un pas în urma Serafimilor, da, chiar da, da. Și în engleză Christmas in Rome, What Happened to Monday, The Princess Switch. Da. Da, da, foarte tare. Adică, nu știu, nu crește sufletul în tine așa când vezi toate aceste colaborări, cum s-au fructificat practic. Că oamenii vin la tine și apoi pleacă pe drumul lor. E adevărat, este foarte... Nici nu mă gândesc uneori. Mi-aduc aminte când s-a făcut prezentarea asta că el a lucrat datorită faptului că eu sunt foarte tehnică din punctul ăsta de vedere și nu vroiam să spun anumite lucruri pentru că mi se pare acum dau mare. Da. Dar ulterior puse pe foaie sunt extraordinare și mă îndrumă cumva să mă duc mai departe. Da, te motivează pentru că vezi și rezultate. Da. Cum a fost la început activitatea? Adică până am apărut aceste rezultate? Pentru că, na, mai sunt și frustrări, mai sunt și de ce am început asta, mai bine mă opresc. Nu, asta nu e. Asta e adevărat, cu opritul, de obicei, tentat, datorită faptului că am avut un mentor extraordinar și mi-a spus din nou, mai pui un W și dacă tot auzi că nu, atunci înseamnă că ăla este momentul tău să spargi absolut orice barieră. Și atunci n-am, adică e adevărat că oboseala spune cuvântul cumva, dar trebuie să te odihnești și să o iei de la capăt. Deci nu e nicio mare filosofie, pur și simplu avem grijă de noi, avem grijă de proiectele noastre. Și este și meaningful, adică știu că fac ceva și oamenii respectivi vin și au un rezultat la final, exact. Ceea ce este extraordinar. Nu, dar am început într-adevăr într-o galerie de artă, o prietenă foarte bună, Adina Zorzini, care are galeria de artă, a zis, da, eu te susțin pentru că eu știu ce faci, acum în 2014 s-a întâmplat, eram printre niște tablouri din astea foarte scumpe, foarte, foarte scumpe, iar le expuneam undeva la New York și am avut un moment când un actor a aruncat cu un pahar în perete și era să stropească acel tablou. Și am zis, trebuie să mă mut de aici. După care m-am mutat în Teatrul Godot, la Subsol. O experiență extraordinară și îl apreciez și respect pe Geo Remeș, care are Godot, pentru că și el a fost unul dintre oameni care a crezut în mine, dar mi-a zis că sunt și naivă dacă sunt. Și am spus, nu, I'm a dreamer. Let me do my thing. Da. Și de acolo a continuat, între timp am făcut workshop-ul cu nemții, m-am întâlnit cu Alexandru Victor Nemțeanu, care a avut același drum și își dorea foarte tare să facă actorie și într-adevăr este un actor bun și își face treaba și ia indicații și nu mănâncă pe set, nu bea, nu face nimic, nu se mișcă din locul ăla. Deci ia rolul foarte serios. Da. Noi am participat împreună, dar separat, nu ne cunoșteam, la un festival de film. Și el a câștigat toate premiile din festivalul respectiv. Eu am câștigat unul singur, dar mă bucur că le-a luat el pe toate, pentru că a meritat efortul. Chiar. Adică știai și ce muncă a depus, nu? Adică știai și povestea din spate. Ulterior am știut povestea din spate, dar cumva s-a văzut. Dacă ziceați că acolo nu v-ați cunoscut, da. Ce tare, foarte tare. Și el a fost singurul, a fost persoana care a zis, eu am spus că vreau să-l aduc pe Bernard Hiller în România și el a fost singurul care a crezut în mine împreună cu Alexandru Nochi, care și el este actor și regizor și tenor și este tot așa un om implicat în artă. Da, mi-a plăcut cum ai spus că atunci când primești acele nu-uri repetat și constant, tocmai atunci n-ai de ales efectiv și trebuie să cauți înăuntru tău și să spargi tu gheața, pentru că dacă oamenii nu cred în tine... Îți trebuie doar unul atât care să crede în tine, atât. Da. Câteodată poți fi și tu acel om, dar e super dacă mai e măcar o persoană care crede că ești foarte motivat. Da. Cum a fost din perspectiva ta, practic, pregătirea cu ea?
Din perspectiva mea? Da, da. Dur. Dur. Da, n-am mințit când a zis. Sunt... Acum, da, sunt dure, sunt genul ăsta de exerciții, de genul ăsta de pregătire, da, de, nu știu, transformări, cum vrei să le spui. She's putting you on the edge. Da, tot timpul asta e. Adică oricum nu te lasă să stai pe cur prea mult, ca să te culci pe ureche, da. Și m-a atras foarte mult metoda, felul de a ține cursurile și așa. Și de a relaționa cu voi inclusiv, că probabil nu era ca la academie, vine și pune cu rigla pe tablă. Adică tot timpul era comunicare constant cu voi. Da, și se face. Adică practic, eu personal am urât școala. Tot ce a trebuit să învăț scriind pe un caiet, am urât. Și aici n-a fost așa. Chiar vorbeam, venind încoace, vorbeam despre acum o grămadă de ani, când m-am apucat eu să învăț să cânt la chitară. Ok. Și am avut vreo 2-3 profesori, dintre care unul, și sincer nu mai știu cum îl chema, eram tânăr, ne-a pus să scriem, nu știu, am fost cu un prieten, cred că am scris jumătate de caiet studențesc, de game și ne-a pierdut. Plus că a masacrat o melodie de-a lui Metallica, încercând să dovedească el ceva și de atunci n-a mai fost. Și nu a fost același lucru. Nu. Da. Da, mi se pare foarte greu să înveți ceva scriind sau luând notițe în loc de a face. Da, unii nu au memoria aceasta neapărat, știi, de atunci, prin practică, de cele mai multe ori. Și mie când mi se oferă, spre exemplu, training-uri, am lucrat în corporații vis-a-vis de ce spuneați voi mai devreme, comportamentul din corporații și așa mai departe. Da. Mi-au oferit o pregătire de 2 săptămâni în care totuși nu am atins bazele de date cu care urma să lucrez. Și bineînțeles că am încercat să-mi bag noțiunile alea în cap în toate modurile posibile până când nu am reușit să accesez sistemul și să văd exact cum funcționează, nu s-a legat mare lucru. Contează foarte mult practica și mai ales într-un exercițiu cum e actoria. Adică lucrez cu tine, după cum ai zis, nu lucrez doar cu un computer pe care la un moment dat îl înveți, care poate să-ți mai dea de cap, dar găsești pe cineva care să ți-l rezolve, un specialist și aia e. Sau găsești pe cineva care să-ți aducă probleme în corporație, pentru că am trecut și eu pe-n V3. Când am ajuns în atelier... Pune ajuns actor, nu? Tocmai eu am renunțat la corporație fix după primul workshop. Ok. Da. Adică se întâmplă niște schimbări. Da. Radical, da. Da, eu știam deja că urmează momentul, doar că mă temeam foarte tare pentru că nu știam unde o să calc după aia. Mm-hmm. Deja la momentul la care am fost în workshop, deja făcusem un film și un lungmetraj și un scurtmetraj și tot eram în corporație și îmi dădea așa, păi și eu ce fac acum? Că da, se apropie momentul când trebuie direcție, să sar. Exact, trebuie să alegi direcția, practic. Și s-a terminat creanga, practic, și eu trebuie să sar. Tu în momentul ăla când te decideai, ai intrat și la studio? Adică a reprezentat asta poate un factor așa în când decizia ta? Când am început propriu zis să iau parte în studio, în atelier, nu mai eram. Nu mai erai deja. Deci în 2016 am fost în workshop în septembrie pe acolo. Da. Uh-huh. În decembrie mi-am dat demisia de în ultima multinațională și în ianuarie, februarie, martie, așa, februarie sau martie, nu era ianuarie. Am început în... Ai abordat la studio. Da, deci, practic, tu ai luat o decizie și, cunoscând-o pe ea și cunoscând activitatea lor, probabil ți s-a confirmat, băi, e bine că am făcut asta și că nu m-am dus pe celălalt drum. Au trecut mulți ani și încă mi se confirmă. Și încă ți se confirmă. Da, foarte tare. E cu atât mai frumos când se întâmplă așa, știi, în viața reală. Ok, mai vezi în filme, că vă știți, vezi în filme din astea de... Foarte bine când se întâmplă și în viața reală, că îți confirmă universul, știi, că a conspirat la visul tău. Să spun cum mi-a confirmat universul. Eu am ajuns în atelier și atunci s-a lucrat primul spectacol de teatru. Da, 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 că știe despre ce vorbesc. Și s-a făcut primul spectacol de teatru în regia lui Teo Hergelegiu. Uh-huh. În acel spectacol era vorba, în acea piesă, era vorba despre o corporație, o multinațională. Ok. Și am zis... Nimic neîntâmplător. Da. Asta cu corporate acting a apărut poate din
vreo discuție din de voi doi sau total întâmplător. Nu, eu sunt un caz aparte din punctul ăsta de vedere. Eu știam dinainte, adică eu m-am dus în corporație prin 2014 la un moment dat, din nou m-am întors în corporație și m-am dus special ca să-mi plătesc niște cursuri de actorie. Ah, ok. Dar nu asta este ideea neapărat corporate acting. Adică sunt multe tipuri de exerciții și multe activități tot din sfera noastră care au și efect de team building, au și efect de focus, au și efect okay. de catarsis da, pentru da, da, ești, da. Adică când intri în da, starea da, după ce se pot exorciza exprimându-se că așa este, da, exprimându-se chiar așa artistic e, altfel butonezi în companie. Da. Nu, așa e, da, de asta am tot mi-a stârnit curiozitatea, pentru că mi se pare foarte de actualitate și un exercițiu de care este nevoie, mai ales în societatea modernă. Și nu numai unde în corporație. Suntem prinși, da, nu numai în corporație. Pentru că avem cazuri. Noi în atelier am avut preot, am avut tehnician dentar, am avut corporatiști care au zis, bă, nu vreau să mă fac actor, vreau să... Și văzând chestia asta, am zis, haide să împărțim, pentru că... Foarte mișto, networking și așa mai departe, dar unii sunt actori care au proiecte sau care vor să aibă proiecte și care se pregătesc și alții vor să lucreze la ei. Dar ei după aia se întorc la, da, la tastatură și atunci sunt metode diferite, se lucrează diferit. Se accesează practic valorile astea umane prin da, exercițiu actoricesc. Cum a fost pe partea de proiect... Așa, la logistică, pentru că tu ai început, practic, proiectul. Te-ai lovit de, nu știu, cheltuieli neprevăzute, de piedici, de studio. Orice. Prima piedică care am întâmpinat-o a fost divorțul. A, deci se întâmpla... Deci în momentul în care am luat decizia, pentru că în viață este așa, este greu să faci absolut orice. Este greu să te duci la job și să faci ceva ce nu-ți place. Da. Și este greu să te duci să faci ceva ce-ți place. Este da, greu să fii singur, este greu să fii cu cineva într-o relație. Este greu oricum ar fi. Da. Și atunci, datorită faptului că statutul mi se schimba și eu chiar îmi doream foarte tare să fac chestia asta și a fost percepută ca un hobby... A intervenit acest aspect care a fost foarte urât la început, dar foarte benefic pe parcursul... Pe termen lung, bineînțeles. Cum zice, dezvoltării mele și ceea ce fac eu. Pentru că eu asta mi-am dorit să fac. Eu vin dintr-o zonă, eu nu vin din corporație, noi ne-am corporatizat cumva ulterior. Eu am făcut aviație foarte multă. Ok, am început, nu mă așteptam la asta. Am început pe aeroportul Băneasa, când aveam 13 ani, aveam buletin și lucram la catering. Adică din totdeauna mi-a plăcut să fac lucruri. Am cunoscut o grămadă de oameni, după care am avut buletin și m-au trecut agent sol. Ce tare! Deci tu voiai, scuze că te întrerup, tu voiai pur și simplu să te expui acolo mediului, să vezi cum merg lucrurile la... Și te-ai dus prima oară pe catering? Da, așa... inițial nu, așa eu n-am vrut un cumva. Job... Eu n-am vrut, dar maica mea mi-a spus că trebuie să fac ceva în viață și trebuie să o iau de la început. Trebuie să fac ceva în viață și aveai 13 ani. Și trebuie să învăț să fac ceva. Atunci m-am angajat pe perioadă de 3 luni de zile, știi? Și ăla a fost începutul meu, practic. Da. În fine, după care am intrat în Academia Română de Aviație și acolo a început armata. Oh. Pentru că aviația este asemănătoare cumva cu armata, dar e mai grea decât armata. Și durează școala asta 4 ani sau e o pregătire doar de câteva luni? Nu, eram angajată a Academiei de Aviație, okay, pe care am făcut școala de însoțitor de bord, ca să fiu și eu cumva... Calificată. Da. Da. Așa, după care m-am tot mutat și până la 32 de ani, cam așa, nu, mai mult, până la vreo 35 am lucrat în aviație. Dar câți ani ai, mă, acum? E de atunci, acum câți mai? Da. Am lucrat în aviație cu niște oameni extraordinari. Aviația îți dă senzație, exact așa cum se spune. Exact, am făcut între timp un episod pilot despre check-in, despre tot ceea ce se întâmplă la sol, okay, nu în aer.
Așa, și am participat la tot fel de air show-uri, a fost o viață extraordinară. Acolo, de fapt, și de drept, eu mi-am făcut școala vieții mele, pentru asta că am lucrat să zic, cu oameni. Cu o grămadă de oameni, da. Da, da, da. Și am întâlnit tot fel. De acolo știam despre wheelchair și despre faptul că... A, când te-ai gândit la... Eu aveam procedurile mele despre asta. Deja te activasești, da. Da. În schimb, mi-am dorit întotdeauna să fac actorie, dar nu știu că actorie neapărat, cât îmi plăcea foarte tare să citesc și să înțeleg ce este dedesubt, ce n-a zis cel care a scris. Exact. Și asta înseamnă coaching pe da. Genul ăsta, da. Da, și se face un mare caz, ca să spun așa, și în atelier, pentru că dată fiind locația geografică și politică, se face confuzia cu doamna profesoară. Ok. Și pe ea o enervează foarte tare și de aia se mai spune de când în când doamna profesoară. Dar la un moment dat a scris pe un, ținte, acum niște luni, a scris pe un pahar coach, nu doamna profesoară sau ceva de genul ăsta. Și a fost un gif pe care l-am pus pe social media. Da, fă niște căni, fă niște tricouri hanorace, nu știu. Sau... O, aveam niște tricouri speciale, dar nu pot să spun ce scrie pe ele acum. Nu. A, zici după ce zic aici. După că nu e ok. Îmi place că a luat în serios, știi, directive la început. Nu știu, pot să, de fiecare dată când cineva te mai sfitează, le zici că so, do you like playing? Nice to meet you, I'm the coach. Deci propriu zis. This is politically correct. Da. We don't do this here. We don't do this here. And okay. Not so politically correct. Și le spun celor care vor ca eu să fiu politically correct, poate să iasă afară și să nu se mai întoarcă, pentru că viața în sine nu ține despre să vorbim doar foarte frumos și atâta. Da. Pentru că noi suntem cu și buni și răi, da. Și atunci dacă nu pot să accept că un om este doar bun, este imposibil așa ceva. Clar, da. Noaptea se întâmplă ceva. Exact, fiecare da. Avem angoasele noastre. Pentagramele sub covor. Da. Pentagramele sub și covor. Atunci alea sunt cele mai bune pentru ca actorul să le folosească. Eu, spre exemplu, o mică paranteză legată de ce ați zis cu pentagramele. Voiam știam, să ești satanist. Știam eu. Dar efectiv am turnat ceară roșie în cada mea care este albă, pentru că voiam să mai decorez și ulterior trebuia să mai adaug niște culori, în fine. Dar acum arată de parcă am omorât pe cineva acolo și fiecare dată când am pe cineva în vizită și intră în baie, asta e reacția. Sau vin așa puțin mai timorați înapoi și să stau și zic, ce-i mă? Ai văzut cada, nu-i așa? Joker! Ce-ai găsim cineva, chiar a fix poza asta, a pus-o cu Joker-ul. Cred că am văzut-o, n-am știut că e la Ioana Motoc, da, e cada mea! Gata, am văzut-o, mi s-a părut foarte tare. Da. Da, da, mi s-a părut foarte artistică. Da, noptat la mine acum, nu știu, cred că chiar două seri sau chiar aseară, nu mai știu, seara trecută mă refer. Da, deci și ea când a venit tot așa nu a avut o reacție la început, apoi era, bă, pot să-ți fotografiez cada. Da. Da, deci... Da, arată bine. Mulțumesc. Da, trebuie să ne recunoaștem și partea asta întunecată și probabil și voi când, în cursurile voastre când abordați, știți că și spiritualitatea și actoria și orice sferă din asta, da, ține de spiritualitate actoria. Trebuie să ai credință ca să fii actor, altfel. Exact. Și inclusiv trebuie să acceptăm, știi, e tot timpul dogma asta de fericire, pozitivitate în jurul spiritualității, dar asta... Nu e, e doar o jumătate din adevăr, pentru că noi suntem compuși și din amintiri neplăcute, și din traume, și din întunecimea noastră pe care are fiecare. Da, dar trebuie să ținem cont de faptul că noi nu suntem singuri pe lume. Exact. Și asta se întâmplă în momentul ăsta. Oamenii se ocupă foarte mult de ei. Da, da. E foarte bine să te ocupi de tine, dar în momentul în care ești jos și nu mai poți să te ocupi de tine și nu te-ai ocupat de nimeni, cineva din jurul tău, afli că ești singur. Da. Și atunci cel mai bine este în acele momente să-ți oferi ajutorul. Când tu nu poți să te mai ajuți pe tine, să-ți oferi ajutorul să ajuți pe altcineva. Exact. Ai nevoie de ajutor, că eu nu pot să mai fac nimic pentru mine. Poate pot să fac pentru tine. Da, inclusiv din psihologie asta e dovedit că atunci când ți-e rău sau nu te simți bine cu tine însuți, cumva, inclusiv ai o problemă, compensează. Când ajuți pe cineva, crește ceva în tine. Adică
Da, și atunci tu ție. Practic te-ai readus pe tine cumva pe picioare și încep din ce în ce. Și când nu ajut, poți să crească ceva în tine, dar uneori nu e operabil. O pentagramă eventual. O tumoră. Și tu ești satanist și iară. Da, acum fără la mișto, oricum principiile satanismului, dacă stai să citești decalogul satanist, nu e nimic știu. În regulă, e doar lucruri de știu, bun simț. Eu sunt traumatizat din școala generală de când am descoperit Metallica. Este prima mea iubire. Și reacția unor profesori, unor alte persoane, păi muzică satanistă. Am prins, nu știu dacă se mai face acum școli religie. Noi făceam religie. Cred că se mai face. Și am avut un profesor care a fost un coleg de-al meu cu un tricou cu Sex Pistols și sataniști. Sataniști. Da, sunt ideile, preconcepțiile acestea, da. Da, și satanismul de fapt, bine, el cum este perceput de societate este într-adevăr ceva diabolic, da. Dar regulile sunt pur și simplu, bine, mai puțin aia, că dacă cineva, dacă un musafir vine la tine în casă și te deranjează, nu mai știu cum era, dă-l afară, sau dacă cineva îți face rău, poți și tu să-i faci rău, ceva de genul, sunt și chestiuni de nuanță care nu-s chiar tocmai. Acum, dar satanismul înseamnă că te duci să mă omori pe cineva. Acolo e da, mai dubios, până acolo în rest n-ai o problemă. Dar și diavolul trebuie să-l întrebe pe Dumnezeu. Cât rău să-ți fac. Adică da. Nici el exact, are voie exact. Chiar așa. Da. Și dacă te pui cu el, nu știi niciodată nu să câștige. Nu, adică să câștige. Doar ei câștigă da. Pariul între ei. Ce amintiri v-au rămas vouă așa în suflet din colaborările cu actorii? Tu cu colegii tăi, tu cu învățăcei tăi. Eu în continuare sunt cu învățăcei mei pentru că asta e partea frumoasă. Actorul trebuie să, întotdeauna trebuie să se perfecționeze, să se trăinuiască. Adică ăsta nu e am o diplomă și gata, sunt actor și așa. E că e ca și cum ești doctor și se punea mâna în gips acum 10 ani și acum nu se mai pune. Există niște astea, dacă tu ai, nu mai știi decât aia, n-ai mai făcut niciun curs de perfecționare, categoric că tu îi pui mâna în gips cu beton. Exact. Deci, faptul că am lucrat cu Ange Verinzoneri, care este actorul care a jucat la Tarantino în Inglourious Basterds și care acum este foarte prieten și cu care colaborează. Foarte tare filmul. Da, da, da. E chiar aseară am vorbit cu el? Aseară, da, da. În afară faptului că am cunoscut oameni ca Jeremy Iron, Danny DeVito. Ce tare! Extraordinari în tot. Da, imediat asociezi o față când auzi numele astea, da. Da, și am învățat de la ei, sunt foarte humble, adică sunt niște oameni foarte buni. Odată intrat în cercul respectiv, da, sunt niște oameni buni. Care au credință și care au trecut prin foarte multe lucruri până să ajungă acolo. Erau nou name. Îmi place că mi-ai confirmat asta, pentru că oricum eu am impresia asta despre oamenii care ajung în acea percepută elită, societatea de sus sau, mă rog, care au bani, sunt detașați de societate, etc. Oamenii aceia, cred că ajung acolo tocmai pentru că societatea îi rănește foarte tare, de foarte multe ori, și ei nu aparțin niciunui grup în afară de un grup cu oameni cu mentalitate la fel, care se înțeleg unii pe alții, care se ajută unii pe alții, care nu-și creează contre, care nu sunt invidioși, care se bucură de binele celuilalt, nu simt nevoia să concureze sau să se afirme ei. Tocmai de asta mi se pare că artiști, în general, de fapt, și grupurile de artiști, chit că la noi sunt atât de multe conversații că artiștii nu se susțin între ei, că e mare concurența, că e mare mâncătoria, cum se spune la noi, dar într-un grup de artiști autentici nu cred că o să găsești pe cineva care o să fie invidios de succesul tău sau nu. Să știi întotdeauna că în studio au fost, au existat? E corect ce spui. În studio au fost și au existat, numai că trainingul pe care îl fac îi dezvăț de ceva toxic și să se laude între ei. Este foarte ciudat ceea ce spun, dar să spun, am avut proiectul ăsta, ceilalți trebuie să se bucure cumva. Adică acest fake it until you make it, de fapt și de drept, este ceea ce ești tu înăuntru. Că tu, exact. Tu bucurându-te, eu bucurându-mă că tu faci o chestie extraordinară, automat și mie mi se va întâmpla ceva bun. Exact, asta nu înțeleg mulți oameni. De aia nici nu se întâmplă ceva bun. Pentru că tu dorești ca celălalt. Exact. Tu vrei ca celălalt să calce strâmb ca să par tu mai bun. Una, doi, mi se pare foarte incorrect dacă un om a ajuns sus
ca tu să vrei să-l tragi la tine, să fie egal cu tine, da. În loc tu să muncești în așa peste. Fel, să da. Ajungi la el. Da, da. Știi? Ca să ajungi la el, trebuie să te cam doară un pic. Asta e, trebuie să te ridici exact. Și să faci. Exact. Asta mă înțeleg mulți, că toți cei care fac anumite lucruri, nu totul ține neapărat de... Poate unii suntem și înzestrați, suntem cu talent. Toți sunt înzestrați. Oamenii au talent. Toți au talent, dar contează cine forează acel talent și mai ales încurajările pe care le primi. Cât de mult muncești. Și cei care întâlnesc un om care poate face lucrurile foarte bine, se gândesc că sunt invidioși, că ia uite-l pe ăsta și eu încă nu pot să... Hai să-l aduc la nivelul meu, să-l aduc aici asta și să-l sap. Pentru că au impresia că nu ajunge acolo cu muncă. Ajunge așa, că ești un norocos sau că... Nu, succesul se construiește. Da, exact. Se construiește, clar. Sunt ani de muncă, nopți nedormite, plânse. Da, da, dar sunt benefice. Dacă sunt benefice. Ești conștient că vei plânge și așa, nu o să plângi atât de mult. Da, exact. Dacă ești conștient că va fi greu și așa, nu o să fie atât de greu. Da. Adică dacă e meaningful ceea ce faci tu și uneori nu te ajută pe tine, dar trebuie să te trezești dimineața pentru că te așteaptă niște oameni care au încredere în tine. Exact. Trebuie n-ai să faci. Cum să te sustragi, adică da. Nu există să... Mai ales că dacă spui că faci un proiect și așa și începi să-l faci, trebuie să-l duci până la capăt. Da, trebuie să-l duci până la capăt. De ce râzi cârcotașul? Da, pur să povestească despre ce e vorba, că e ceva foarte actual. Ia, spune. Păi nu, că noi cu studio facem, noi nu avem o programă, deci încă o dată, nu avem programă. Avem un sistem, o rețetă, știm despre ce este vorba, dar nu avem o programă în sine, astăzi facem dansul pinguinului, mâine facem, nu. Da. Și atunci, în perioada asta destul de critică, am despărțit atelierul în două părți și... Egale. Am tras la sort. Se supere nimeni. Da. Am tras la sort și fiecare a picat într-una echipă sau alta, echipa 1, echipa 2, inclusiv genul filmului. S-a tras și la sort, da? Deci faceți totul în mod legal, transparență să nu se supere totală, nimeni, nu vrem lume în stradă. Proteste în fața studioului. N-avem de ce. Și unii au avut film istoric și unii au SF românesc. Ok. Cei cu istoricul, datorită faptului că există un producător în acea echipă, au reușit să se pună la punct și acum sunt în stadiu de montaj. Deci există exerciții de genul ăsta în care va trebui să faci un film. Da. Cu telefonul pe lângă. Ideea este să începi să ceri ajutor, că oamenii noștri atunci când au ai nevoie, problemă, da. Nu cer ajutor, tot se descurcă, nu, lasă că fac eu. Încerc să-mi imaginez studioul, deci ați spus că ați împărțit studioul în două părți care, dar îmi imaginez că sunt niște hotare așa imaginare, adică da. Nu cred că ați pus da. Putin. Nu, doar ca oameni. Că... Și e un spațiu deschis, da? Te rog. Da, doar oamenii au fost. Camera roșie. Oamenii au fost împărțiți pe tabere, echipe. Da, okay. Dar fiecare micșună pe unde are, da. Nevoie. Și fiecare și-a găsit locație, DOP, înțeles ce înseamnă sunet. Exact, am pornit de la ideea de a-l face cu telefon mobil și până la urmă nimeni nu o face cu telefon mobil. Chiar o să aibă o imagine extraordinară ambele. Măcar imaginea adică știm că e bună. Adică fiecare s-a axat să fie cât mai profi. Da. Da. Se pare că au vrut chestia asta. Ideea exercițiului în sine este de teamwork. Da. Să se înțeleagă că filmul înseamnă echipă, nu că ăla care îi face make-up-ul e sluga lui sau ăla care îi aduce catering-ul, nu. Și el trebuie să știe foarte bine ce face fiecare om din spatele lui. Exact. Să mai știi ceva pe lângă, ce e în spatele camerei. Și tu din funcția de manager, că aici voiam să îndrept oarecum asta cu bună, spațiu deschis. În loc de un profesor, da manager. Sigur o să enerveze. Manager, coach, până la urmă tu ai pornit proiectul și tu ai dat directive și formă și conturi cu oamenii care au crescut în tine, dar la modul, na, din project management e noțiunea aceasta de comunicare osmotică între membrii echipei, deci de asta dacă spațiul e deschis, toată lumea, nu știu dacă Xulescu a zis ceva, mai aude și Brăilescu din partea cealaltă a camerei și nu există să se formeze bisericuțe sau nu există, ai, dar eu nu știam asta. Le spar. Da, ai, eu nu știam că eu n-am auzit, adică n-ai datorită cum, aviației, toată lumea... sparg tot ce da. Asta este și ideea și chiar cel puțin era o perioadă când, mă rog, a și fost nevoie să se spună și a repetat-o și a făcut-o după aia și de atunci n-am mai văzut de mult să existe bisericuțe așa foarte delimitate. Este deci, un grup de sine stătător.
Dar nici nu mă interesează să lucrez cu oameni de genul ăsta. Da, sigur că da, pentru că deja la un moment dat sabotezi activitatea proiectului, pentru că încep să existe idealuri diferite, nu se știe care sunt alea, pentru că măcar dacă se știe, găsiți o soluție împreună. Dar da, de multe ori oamenii sunt tentați să se plângă pentru ei sau între ei, sau au impresia că ceilalți nu împărtășesc viziunea lor și... Da, e tentant într-o organizație. Nici nu ascult asta. Da, da. Nu mă interesează. Pentru că, din nou, politically correctness nu e de actualitate. Nu e de actualitate. Da. E destul de complicat să lucrezi cu mine și îți cer foarte multe, dar știu că vei ajunge... Știu că dacă vei face ceea ce îți spun, știu unde ajungi. Adică cunosc foarte bine și pot să te îndrum sau să vorbesc cu altcineva că ești able, adică ești ok să faci chestia asta, că altfel nu am cum să vorbesc pentru cineva. Asta ai învățat din aviație sau a fost o lecție pe care ai învățat-o așa pe parcursul proiectului? Am învățat în aviație înainte să ajung în film. Eu când am ajuns în zona asta de film, coaching, actorie, am zis, wow, ce ușor e. Da. Adică... E ușor. Da. Timing. E pistol cu apă. În primul rând, plus că am studiat destul de mult în Germania, deci acolo nu exista. Eu știu că o singură dată am întârziat, de două ori în viața mea am întârziat. Odată în aviație și mi-am luat o mustrare de 3 luni de zile, în care 3 luni de zile mi-am primit 10% din salariu pentru 5 minute de întârziere, datorită faptului că vremea era foarte urâtă și au deraiat niște tramvaie, adică nu a fost vina mea în totalitate. Dar mi s-a spus atunci de către comandantul respectiv, trebuia să iei și chestia asta în calcul. Da, exact, că asta ți se spune în organizații de genul foarte serioase, nu da, le pasă că da, trebuia să-ți iei o marjă de eroare în cazul care... mi-a zis, clar, oamenii ăștia trebuie să plece cu avion când este timpul de a pleca cu avion, nu când vrei tu așa. Aia a fost o dată și doi, m-am pierdut în Berlin, pentru că Berlin este destul de mare. Ce frumos, Lost in Berlin. Da, m-am pierdut în Berlin, dar de fiecare dată. Da, facem un film. Vreo 7 zile la rând m-am pierdut. Ajungeam foarte... M-am pierdut, dar vreo săptămână, așa, nu? Ajungeam foarte... Pare intenționat deja, nu știu ce să zic. Și în industria filmului din Berlin și LA... Dacă ți se spune să vii la ora 8, înseamnă că dacă ai venit la 8 ești, ai întârziat. Deci da, clar, tu trebuie să fii, ca să fii on time, trebuie să fii la 7:30. Exact, practic într-o companie, într-o echipă, se spune că dacă ajungi cu 5 minute mai târziu, deja ai venit degeaba. Dacă ajungi la fix, ai întârziat. Și dacă ajungi cu 5 minute mai devreme, atunci se zice că da, ai fost da, punctual, da. Deci, da, acolo am învățat. Adică am învățat și în aviație și în film. Cumva se pupă. Da. În orice domeniu în care, nu știu, țintești spre elită și e vorba de disciplină și profesionalism, o să înveți, în funcție de personalitate, mai greu sau mai puțin greu, mai dur sau mai puțin dur, că... Corect. Da. Da. Cu fierul încins sau fără, tot acolo trebuie să ajungi. Tot acolo. Da, deci practic mai faceți vreo analiză așa a pieței câteodată periodică cu proiectul vostru, să știți dacă mai actualizați metode, dacă mai... Nu, nu. Deci pur și simplu aveți un format, da, vă concentrați pe acela, doar oamenii noi care vin. Metoda în sine, da, are o rădăcină, cum a spus și Nico. Actualizarea metodologiei, dacă vrei, nu se face prin studii de piață, ci prin... ea, de exemplu, l-are pe Bernard Hiller ca mentor. Da. Și cumva, acum, na, există hateri, există non-hateri, dar zona aia lumii dă tonul în ceea ce înseamnă film. Uh-huh. Și cumva mi se pare normal ca ăla să fie robinetul pe care îl deschidem noi când e vorba de informație nouă. Exact, da, deci doar adaptabilitate. State, da, 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 da. Aia e cea mai bună, da, e adevărat ce spune Alex, că de acolo ne luăm informații. Știam că n-a venit degeaba. Ce? Bun, pentru ultimele minute, eu, pentru că acum am 2 invitați, profit și o să facem un joculeț. El e preluat, practic, sigur știți, metoda aceea în care se închid ochii și trebuie să arăți cu degetul către cel care este mai vinovat sau mai puțin vinovat de întrebarea pe care o să o pun eu. Se mm-hmm, practică la cupluri asta de obicei, dar mă rog, o să fie între membrii echipei. Nu sunteți și cuplu, nu? Nu. Mm. Ok. Și mă gândeam că poate am gafat. Stricăm jocul, n-ai stricăm jocul.
Așa, deci ochi închiși și eu acum o să vă întreb care este cel mai terorist la repetiții dintre voi doi? Ok. Următoarea întrebare, atunci când rămâneți după repetiții, să sărbătoriți vreun succes sau un rezultat bun, care bea mai mult de două pahare? Dacă ar fi să alegeți un spațiu în aer liber să mai faceți performanță din când în când, care ar vrea cel mai mult? Care vrea cel mai mult libertatea asta? Să jucați în aer liber. Ce înseamnă să performanță? Adică să jucați în aer liber, să faceți ceva mai, nu știu, mai ieșit din studio, să zic așa, propriu zis. Amândoi, ok. Așa. Și cred că cu asta o să încheiem. A vrut... Care dintre voi a amenințat că o să părăsească proiectul vreodată? Cred că amândoi. Ok, bun, gata. Așa, acum o să vedem și voi când o să iați emisiunea. care. Ați răspuns destul de punctual amândoi, adică destul de corect și nu mi s-a părut. S-a văzut că nu știa, a fost autentic. Da. De obicei, degetul se îndrepta fix către aceeași persoană când... Ah, ok. Da. De-aia am vrut să specific apropo de locație, de ce înseamnă exterior față de atelier. Pentru că printre workshop-urile pe care le organizăm, există unul care deja anul ăsta sper să ajungă la a treia ediție. Și noi sperăm deja. Se întâmplă în Vama Veche pe plajă. Ah, ok. Da, facem bootcamp de actorie, da, e adevărat. Da. Ce tare! A început în 2019. Ediție în 2019 și ați mers doar vara, bănuiesc? Da. Ok, când e căldură, bineînțeles. Da. Cum a fost anul trecut? Adică, mai pandemia... bine decât ne așteptam. Super. Da? Mai da. Bine decât ne așteptam. Singurul lucru negativ a fost că... Are legătură se... cu pandemia și... Da, am fost trimiși la culcare, ca să spun așa, mai repede decât... Am înțeles. Adică eram, nu știu dacă pot spun numele localului și era ceas... Ai voie, atâta timp când nu-l denigrezi... Nu, e de bine. E de bine, da, poți să zici. Expirat, da. Ce dormie... Exact, cel din Vama a rămas mai aproape de sufletul meu față de cei în București, dar... Molotov cu legănași... Nici nu mai știu dacă mai era Molotov anul trecut. Dar când am văzut ceasul că se făcea, nu știu cât, 10-11 parcă era atunci și ne înghesuia mai să mai dăm un șat. Și erau niște cozi. Că trebuie să mergem la culcare. Dar erau niște cozi și au pus plexiglas de la fiecare, la bar, așa cumva, ca siguranță de COVID, dar i-au scris, era ca la, cum îi spune, că trebuie să-ți plătești mici impozite sau gazul sau fiecare valută de numire, fiecare aveau ghișeuri, nu? Ce tare! Da. Foarte tare. Și voi vă duceți cu bootcamp-ul vostru acolo. Da, facem un bootcamp. E foarte interesant pentru că ne întâlnim acolo. Nu ne interesează cum ajungeți. Facem un grup colectiv și fiecare se descurcă și se împrietenesc și trebuie să rezolve chestii. Și inclusiv transport, cazare, cu personaj, cu text, cu absolut tot. După super care tare. Se lucrează. Ideea este așa că trebuie să te trezești foarte de dimineață pentru răsărit. Militarie. Și după aia... Da, e un pic de militarie, dar oricum ai timp să faci ce vrei tu. Doar să-ți faci și treaba ca actor. Exact, asta este important. Da. Că, în ce perioadă se desfășoară? Eu sper să se desfășoare și ediția a treia voastră. Iulie. Cumva la final, înainte de TIF, că este și TIF-ul și o să ajungem și pe acolo. Și după aia o să mai facem unul în sfârșitul august, începutul septembrie. Super! Bun, ca să știm și noi. Și unde vă găsim? Website-ul vostru este letitgoactingstudio.com. Și ne unde puteți să vă mai găsim pe platforme relevante, okay? Pe Facebook, Let It Go Acting Studio, da, și Instagram la fel. Bun. Mm-hmm. Da. Mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc mult, chiar m-am distrat. A trecut timpul foarte repede. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și ne mai revedem pe artpress.ro. Puteți urmări ediția cu ei și pe YouTube Artpress. Și sperăm să aveți parte de un weekend cât mai frumos.